Și, da, hai, tăi retrogradează, hai, lasă-i pe ăștia. Are emoții și Alin mâine. Tu ai emoții? Cu Realul. Cu Realul am emoții mâine seară. Ai emoții? Nu prea mai am. De ce? Nu prea mai am. Nu prea mai am, că ăștia înțeles sunt foarte mici. S-au terminat emoțiile. Crezi că retrogradează direct? Serios? După ce am văzut meciul de ieri și modalitatea de... A lor sau celălalt? Bun, ăla fusese. Ăla se terminase când a început ăla. Dar ce impresie ți-a lăsat așa? Că tu vezi fotbal de viață. Meciul ăla de la Sibiu. Aceeași pe care mi-a lăsat-o Petrolul cu Botoșani săptămâna cealaltă. Când Hanca bătea penalti, care acum ai scârbit Hanca, executantul grozav care n-a ratat deloc. Și atunci bate Hanca. Da. Când... Cum n-a ratat grozav deloc? A ratat la Botoșani, tu 94, spune în toamnă, da, 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 da. Și după el bate Budescu, că încă era la Petrolul și ratează da, și Budescu. Și Budescu. Da, da. Bun, e un sindrom, e un sindrom al penaltiului la Petrolul. Nu are vedeam Sibiu. Deci bun, ăla l-am văzut. Am văzut că a intrat pe teren al patrulea stopper de marcaj după ce... Deci au început cu doi, da. Pap și Myers, mi se pare. A intrat și Huja, al treilea, dar a intrat fundaș stânga. La final a mai intrat și al patrulea Garuti ca să... Mai avea la un ce pic... meci cu Botoșaniu? Da, mai avea un pic și Roichipa. Păi, dar tu vorbeai de Herman Ștac cu Uiașe. Aceeași senzație am avut-o și ieri. A vrut să țină de rezultat. Nu joacă Paraschiv de la început. Că da. Nu știu de ce nu joacă Paraschiv. Că nu-i bun Paraschiv, care a dat 14 goluri. Sau da, a intrat la pauză când era 0-0. Da, bun. I-a odihnit pentru ultima etapă sau pentru ce? I-au la FCU. Da, bineînțeles. Adică odihnesc în meciul cu amenințata asta ca să iam cu amenințata cealaltă. Ale, da. Excepțional. Păi da, dar uite și Grenic joacă cu două amenințate și... Da, toată lumea joacă cu două amenințate. Hai să vedem și meciul următor. Și după aia e faza acolo unde tu zici că e fault, eu zic că nu e. Eu zic că e fault. Doarme ăla nici mene. Eu zic că e fault. Dar du-te puțin mai în spate. La FCU cu Cluj cum a fost? Nu ți s-a apărut nimic? Ai de mine. De, eu, păi n-a, era mitică Dragomir aici în direct, a spus, nu mai aveau. Da, 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 da. Ce cuvânt a folosit? Că a folosit un cuvânt. Nu mai știu. Lasă-mi amintesc. Deci FCU cu Cluj n-a fost ok? Bun, acum toate de jos care bat una mai de sus poate să fie. Dacă pierd, atunci n-au vrut ăilalți. Bun. Dar în ultimele vreo 20 de minute, că la alea m-am uitat, că răzlucram, m-am văzut 148 de mingi lungi trimise de mijlocași sibieni sau de fundașii laterali, de Butean, mingi lungi trimise pe fruntea unor Florin Ilie care era acolo, că am găsit ca să... Samaioa și după aia mai intrat și Buena. Da, ai văzut de multe ori Herman Ștadu să joace așa. Auzi? Cu mingi lungi nu, acasă? Nu, joacă combinativ. Am găsit termenul lui Mitică Dragomir pentru FCU cu Cluj. Meci simpatic. A, bun. Simpatic, adică e o simpatică. Da, meci simpatic în care uite, bun. Neluțu a uitat greii pe bancă. Eu zic că și la Ploiești, etapa trecută cu Botoșani, a fost răboi, că au sărit ăia. Păi nu știi că mergea portarul Jima și l-a întrebat pe unul, who are you? Who are you? Unul urcat pe gard, who are you? Păi băi, eu sunt unul care plătesc abonament aici să vin să vă văd pe voi, că jucați tontoroi. Tu mă întrebi pe mine, who are you? Păi te întreb eu pe tine ce ai jucat, ce ai făcut, who are you? Bun. Bine, deci tu crezi iar că pe ce am văzut huiduiele? Dom'le, ei în meciul ăsta, în primul rând, trebuie să arate ca o echipă de fotbal. Ieri au arătat ca o adunătură de băieți certați. Care Între ei. Păi da, eu am văzut ieri o grămadă de faze. Bun, când iei gol în minutul 6 și după aia tu ai bară Vlad Pop și la faza următoare le iei pe ăla de 2-0, e greu după aia. În momentul în care tu faci echipa cu trei mijlocași centrali, păi cred că s-a făcut echipa înainte de meciul de rezultatul de la Sibiu. Că în momentul în care tu afli că a bătut... Trebuie să schimbi. Că la Sibiu a fost 0-1 și a câștigat Iașiul. Nu mai ai nimic de pierdut. Tu acum ești obligat la victorie. La un meci egal al Iașiului la Sibiu sau la o înfrângere, da. Hai să nu pierdă nu la mor, Arad, dar ești tot în comă. Ce. Bun. Deci tu începi meciul ăla lăsând pe bancă așa. Chițu. Care și după ce a intrat, mai bine nu intra. Chițu. Bahasa, care jucase bine etapa trecută. Sidibe, n-a intrat deloc până la sfârșit. I-a odihnit pentru ultimul meci. Da, cine? Ăsta micul Jair, nu Jair, cum îl cheamă? Atacantul Jibril? Jibril Ibrahim. Jibril Ibrahim, care a intrat și a dat și gol.
plus Van Durman, care, așa, bun. Deci tu ești nemulțumit de Trică sau de ce? Sau de rezultatul de la Sibiu? Dom'le, eu în momentul în care, de rezultatul de la Sibiu, de evoluția și de atitudinea celor de la FCU în meciul cu UTA, care n-a fost, dom'le, să pierde mingea sus. Trei inși rămân acolo, cu mâinile în șol sau pe genunchi, și își reproșează și între timp, altuia, da. Și între timp de contraatac. Pe contraatac, da. După aia eu nu știu ce fundaș, ce l-am văzut. Băi, UTA merge și la Dinamo acum. Da, domne, deci l-am văzut pe Compagnucci la primul gol. Cum ăla centrează din dreapta, vine pasă lungă de la Cosmin Mihai, de la copilul ăla aici în dreapta la Cristi Mihai. Cristi Mihai la 11, la Ezechiel. Ezechiel centrează. Da, centrează, dar aproape sunt doar vreo 4, e mai mult. Păi în nu, diagonal. Eu jumătate are 65, da. 68 cu 105, 68, da. Sunt 34, era 2 metri de tușă, mai erau 31. Auzi, deci, și, dar se duce dincolo de punctul central. Deci centrarea aia vine de la Pecica sau de la Nădlac sau de la Becheș. Și n-are timp să anticipeze. Din Ungaria și el se uită. Întrebare. Ai apucat să scrii ceva de meciul Crăbuiești? Da, e pe ediție.ro. Am înțeles. Nu credeam că deci ai publicat ceva și pe gazetă și n-am văzut. Că nu, până la urmă faci analiza retrogradării lui FCU. E deschis un roman. Eu am văzut toate meciurile. E deschis un roman cum în niște meciuri pe care trebuia să le câștigi fluierând, tu le-ai pierdut. E, așa Craiova cealaltă cum se gândea la de zile, postulatul lui Euclid referitor la fotbal era echipă cu jucători valoroși, cei mai buni. E un privilegiu că Bauza joacă la Craiova. Da. Ceea ce se reflectă în salarii. De salarii. Da, dar nu și în performanță. Bun. Iar tu iei o grămadă de goluri, tu după ce ai un traseu bun, te prăbușești alte 10 etape. Deci, dom'le, erau momente în care eu aveam senzația că echipa nu poate să bată juniorii 3 de la club, dacă îi aduce la bază, având toate condițiile, având o bază sportivă excepțională, cu 6 terenuri, având salarii, având chartere. Păi și la Iași și la Botoșan s-au dus cu charter în preziua meciului. Aveau 5 zile între ei. Păi altul știi ce făcea? Vatra Dornei Băiesc, e aproape și de una și de alta. Semicantonament și de acolo semicantonament, ne plimbăm. Piure cu șnițel, cu nu știu ce, și ne plimbăm și mai luăm și la Traistă. Nu, tată, charter. Deci charter colo, hoteluri de nu știu câte stele, contracte, impresari care vin și aduc diverși și mamă ce bun e ăsta, ce bun e ălalt. Deci ei trebuiau să-și consolideze apărarea. L-au luat în iarnă pe un titular al echipei naționale a Lituaniei, se numește Rokas Lechiatas. Cât a jucat? A jucat vreo 5-6 meciuri, culmea. A nenorocit. Nenorocit echipa, deci l-am văzut într-o anumită fază, se trage spre poartă. Dacă am face legătura și cu Gabi Safta, acum a trecat să face un... Se trage spre poartă la un anumit meci cu CFR Cluj acasă, bă, tu ești fundaș și vine șutul de la 7 metri pe direcția ta. Tu te ferești, faci așa. Păi pune-te, bă. A vrut să nu facă hands, mă. Nu, să nu-l învinețească. După aia, nu știu ce meci, la Iași, mi se pare, l-a urcat, a venit Trică și l-a urcat, l-a băgat, nu știu ce schimbare defensivă a făcut spre final și ca să nu pună trei acolo, a urcat mijlocaș central. Zic, bă, parcă e mai limpede, așa. Vine o minge, era el pe la 35-40 de metri, în terenul propriu și vrea să dea spre Radu Negru, în dreapta. Deci o lovește, nu e nimeni pe el și o dă 15 metri afară din teren, direct în aut. Deci fără adversitate, fără Aline, da, titular al echipei naționale, deci titular la zi, ultimul meci jucat în luna noiembrie, înainte de a veni aici, contra Suedii. Deci, auzi, dar crezi, Aline, că acolo problema pleacă de la patronul Mititelu, cu tot respectul pentru banii care investește, și că te uiți așa la deciziile luate în ultimul timp, bă, nu prea sunt dătătoare de speranță. Adică nu lași echipa fără antrenor aproape 30 de zile, l-aduci pe Napoli, pe urmă Napoli rămâne și stă prin tribune să așa l-aduci pe Trică. Nici deciziile lui poate n-au fost cele mai inspirate, în alții n-au fost ale lui Napoli? Nu, ale patronului. Ah, am înțeles. Oricum, apropo, na, dar, patron la Crăva s-au schimbat. Poate n-au fost cele mai inspirate. Păi, CSU dar au fost cu bună intenție toată. Păi bine. Este cu Gâlcă la 5-lea antrenor. Al 5-lea antrenor la acest sezon. Bun, și e Neagoe, Reghe, Papură,
Papu Bon în două rânduri, Pete Bun. Și Gâlcă, cinci antrenori. Cel mai mult de suferit din toată povestea asta, adică noi, dacă îl învinuim pe Mititărul, nu câștigăm nimic și suntem nedrepti. Aline, a cheltuit zeci de milioane în fotbal. Deci, nu că n-a câștigat acolo, nimic, banii, banii lui. Da. Nu că n-a câștigat nimic. Uite, riscă să se ducă la divizia B. A fost și mai rău. Cu condițiile care ai spus tu. S-a dus și la noi să fie ceartă la Iași, la Botoșani. S-a dus și a pierdut libertatea. Omul ăsta, deci a pierdut libertatea, tot pentru o chestie din fotbal de acum 10-12 ani, cu povestea aia. Da. Hai că s-a certat cu băiatul. Băi, să te cerți cu copilul tău la... Nu s-a certat. Ne întoarcem la discuția...